Bun găsit la Educație Nouă, doamnelor și domnilor. Vorbim astăzi despre voluntariat și despre importanța voluntariatului în formarea tinerilor, despre școlile de vară care au avut loc la Universitatea din Craiova și alături de mine în platou am bucuria să-l am pe domnul conferențiar universitar dr. Dorel Berceanu, prorector la Universitatea din Craiova. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație! Au fost foarte multe școli de vară la Universitatea din Craiova în vacanța aceasta lungă și călduroasă. Mulți elevi de liceu au dorit să vadă cum este viața de student în Craiova. Ce ne puteți spune? Ce s-a întâmplat acolo și câți elevi au ajuns la Universitatea din Craiova? Da, avem o tradiție, aș putea să spun, pentru că genul acesta de proiecte ROSE au debutat la Universitatea din Craiova încă din 2019. O categorie importantă sunt aceste școli de vară, proiecte dedicate elevilor. O să revenim asupra lor. Elevilor de liceu, presupun. Elevilor da. De liceu din toate clasele, deci nu neapărat din clasele terminale. Da, și este vorba de elevii de liceu din Craiova sau acoperă cumva o zonă în, mai... În general, sunt din zone defavorizate da, și din mediul rural, pentru că ele sunt finanțate de Banca Mondială. Genul acesta de proiecte, o finanțare Banca Mondială și atunci ăsta a fost și scopul, un acces mai facil al elevilor din aceste zone, din mediul rural, din zonele defavorizate, către viața studențească. Să-i obișnuim și ca format, ei sunt aduși în campusurile Universității din Craiova pe perioada vacanței, da? Să nu se perturbe activitatea didactică, și pentru 2 săptămâni trăiesc în acest mediu studențesc, aici sunt cazați, în căminele Universității din Craiova, aici servesc masa, vizitează amfiteatrele, sălile de curs, sălile de seminar, laboratoarele, deci tot ce înseamnă infrastructură educațională, infrastructură de cercetare și aici chiar au ce vedea la Universitatea din Craiova și de asemenea au loc vizite la agenți economici, la instituții de cultură, deci tot ce le se poate oferi. Sunt foarte mulți elevi de liceu cu rezultate foarte bune în zona Olteniei. Săptămâna trecută chiar am avut aici în platou un olimpic internațional, a obținut medalia de aur și diploma de cel mai bun geograf tânăr din lume. Vrea să meargă mai departe pe cercetare. Cercetarea este foarte importantă și tot timpul mi s-a părut un lucru benefic faptul că Universitatea din Craiova susține și finanțează acest domeniu. Voiam să vă întreb, pentru că spuneați dumneavoastră că acești elevi din mediul rural au vrut să se familiarizeze cumva cu viața de student, nu cred că este foarte greu să se familiarizeze cu ea, este important dacă ei își permit. Cum poate să ajungă un elev din medii defavorizate la Universitatea din Craiova, de exemplu? Există aceste burse sociale? Da, există aceste burse sociale, dar există bursele de merit pe care le punem la dispoziție sau pentru... Este un număr fix de burse sociale și de merit? Sau pentru categoria enunțată de dumneavoastră sunt bursele de performanță. Nu, de la minister vine o sumă globală, este stabilit cuantumul burselor și după aceea se stabilește funcție de sumă și de cuantumul fiecarei burse, numărul de burse. Spuneați că sunt 18, au fost 18... 18 școli de vară, toate cele 12 facultăți ale Universității din Craiova au beneficiat de genul acesta de proiect, proiecte ROSE școli de vară, pe parcursul perioadei 2019-2024. Ce este foarte important este faptul că din cei
peste 3.000 de elevi care au fost cuprinse în genul acesta de proiecte. Aproape 1.000 sunt încă elevi, pentru că, așa cum v-am spus, s-a adresat tuturor claselor de liceu și ultimele promoții, unii dintre ei sunt încă elevi, dar cei care au absolvit liceul, e bine de precizat că peste 70%, chiar dacă provin din mediul precizat anterior, au luat bacalaureatul. Va mai mult, din calculele noastre, urmărind statistic, da, ca indicator, peste 57% au devenit studenții Universității din Craiova. Deci e un lucru foarte bun și pentru ei și pentru universitate, care profit de ocazie că suntem în plină admitere de toamnă, ca să zic așa, o admitere foarte bună, în urma căreia se completează puținele locuri care au mai rămas la buget pentru sesiunea din septembrie, atât la ciclul licență, cât și la ciclul master, și din discuțiile pe care le-am avut cu cei implicați, mulți au venit și la învățământul cu taxă. Deci au optat pentru această variantă. Înscrierile se pot face până pe 19 septembrie? La master. La masterat, înscrierile, da, la ciclul licență s-au încheiat de pe 9. Și admiterea propriu-zisă va fi la masterat, cei care doresc, pentru că poate sunt, da, printre telespectatorii noștri cei care doresc, da, să se înscrie. Mai au câteva zile. Da? Mai au câteva zile. De ce acest decalaj? Pentru că zilele trecute s-au desfășurat examenele de licență, sesiunea septembrie. Și atunci am dus înscrierea până pe data de 19, ca să le oferim și lor posibilitatea, celor care zilele trecute au absolvit, au luat licența, să se înscrie la master. Nu, o admitere foarte bună, așa cum mai spuneam, și cu alte prilejuri, și de data aceasta, ca în ultimii ani de altfel, așteptăm undeva la peste 7.000 de boboci, licență, master și doctorat. Reamintesc faptul că am avut numai la buget 3.000 de locuri la ciclul licență, 1.780 de locuri la masterat și 58 de granturi doctorale. Deci vorbim de finanțarea de la buget. La PUTAX au fost mult, mult mai multe locuri, ținând cont să nu se depășească cifra de școlarizare, buget plus taxă, pentru că avem o anumită aprobare pe această cifră de școlarizare maximă, și pot să vă spun că sunt într-adevăr specializări care și-au atins, poate chiar din vară, această cifră de școlarizare. Întorcându-ne la școlile de vară, deși spuneți că sunt organizate încă din 2019, da, poate sunt printre telespectatorii noștri foarte mulți doritori care ar vrea, elevi de liceu care ar vrea să cunoască, să flirteze puțin cu viața de student la anul și în anii care urmează, cum se pot înscrie la o școală de vară? Da. În primul rând, și noi așteptăm cu interes să accesăm noi proiecte de genul acesta. Au fost discuții cu reprezentanții Băncii Mondiale, cu monitorii de la minister, de curând, în ultimele luni. S-a încheiat acest ciclu, ca să zic așa, și chiar avem promisiuni că se vor relua. Totul depinde de strategia națională și de finanțarea care... Da, nu, noi suntem într-o permanentă legătură cu inspectoratele școlare. De an bun, Universitatea din Craiova a încheiat protocoale de colaborare cu cele 5 inspectorate din regiunea sud-vest Oltenia. În momentul în care apar astfel de proiecte, se ia legătura cu inspectoratele, cu liceele, cu colegiile, pentru constituirea grupului țintă. Așa cum am precizat, există un număr consistent, sunt foarte, foarte mulți beneficiari. Ei se înscriu pentru a participa în acest proiect. Se înscriu pe site-ul universității sau pe site-ul... Sunt transmise pe baza acestei colaborări formularele dinspre universitate către inspectorate și licee.
Bun, sunt convinsă că va continua acest proiect, pentru că este un proiect foarte important. Este un proiect care coalizează, să zic așa, sau încearcă universitatea să se ducă, dacă pot să mă exprim așa, cât mai mulți copii și din medii defavorizate și din mediul rural să înțeleagă faptul că educația este pe primul loc, educația de calitate, așa cum oferă Universitatea din Craiova. Vorbeam despre voluntariat și despre cum formează voluntariatul până la urmă caracterul tinerilor în special. Știu că au fost proiecte de voluntariat și la Universitatea din Craiova. O să vorbim în curând despre acest lucru, însă până atunci, doamnelor și domnilor, vă invit să urmăriți un material Biserica Veche sau Biserica dintre Sălci, cum este ea denumită, din localitatea Broșteni, județul Mehedinți. Se reconsolidează, se pune în siguranță de către oamenii minunați de la Ambulanța Monumentelor. Sunt voluntari din toată țara acolo, de la facultățile de arhitectură în special, dar nu numai. Sunt voluntari din țări și din alte țări, români, dar care studiază în Olanda sau în Austria. O să vedeți despre ce este vorba. Fac ceva absolut minunat acolo pentru localnici și pentru istoria locului. Urmărim materialul și ne întoarcem în platou alături de invitatul meu. Spatele dumneavoastră aici o bijuterie. Spuneți-ne povestea monumentului pe care încercați să-l puneți în siguranță acum. Este pentru prima oară când Asociația Inima Olteniei implementează în cadrul proiectului Ambulanța pentru Monumente o intervenție la o biserică de lemn în Oltenia. Într-adevăr, așa cum spuneați, este o mică bijuterie, vorbim de un monument de clasă A, de importanță națională. Este vorba despre biserica Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul din satul Căpățânești, comuna Broșteni, județul Mehedinți. Este o biserică de lemn, cum spuneam, de sfârșit de secol 17. Am tot văzut, am urmărit-o în decursul ultimelor ani, să vedem cum avansează, pentru că începuse foarte puțin starea de degradare, dar încă nu era atât de grav, în condițiile în care sunt altele în zonă mult mai deteriorate, să spun așa, sau în stare de colaps sau de precolaps. Și anul acesta a venit și rândul ei, pentru că deja gradul de degradare a avansat destul de mult în ultima perioadă. Și avem o intervenție destul de complexă, pentru că nu este vorba doar de schimbarea învelitorii, cum se face în mare parte la, sau a șarpantei, în mare parte la intervențiile de punere în siguranță. Aici vorbim și de schimbarea tălpilor, da? Pentru că erau deteriorate pe latura sudică, o parte din talpa inferioară lipsea cu desăvârșire. Și acum se duce această muncă destul de dificilă de înlocuire a elementelor care sunt deteriorate complet sau de completarea celor care sunt parțial deteriorate, deci de chertări. Venim și cu o premieră în România, dacă nu mă înșel, și anume acești oameni minunați din spatele meu creează cuie din lemn. În Oltenia, din ce știu eu, este o premieră. Nu este ideea noastră. Noi încercăm să punem, să o refacem această bisericuță așa cum a fost ea original. Deci ea la început, la începutul ei, al existenței ei, deci la sfârșit de secol 17, așa a fost bătută. Cu o scândură, noi spunem scândura istorică, dar scândura, așa era și în Drila, dar oamenii de aici din zonă îi spun scândura. De 70-80 de centimetri lungime, cu o grosime cam de 2 cm, 2 cm și jumătate și era bătută cu cuie de lemn. Și încercăm exact în același stil tradițional să o refacem. Să sperăm că vom avea succes, pentru că într-adevăr este foarte mult de muncă. Sunt niște voluntari minunați care lucrează de câteva zile bune, cioplesc cuiele de lemn, ne trebuie 6.000 de cuie. Suntem așa cam la o treime în acest moment, dar mai avem ceva timp până la finalul intervenției și sigur vom reuși. 6.000 de cuie, iată, și toată intervenția va dura undeva în jur
jur de 4-5 săptămâni, un timp foarte scurt pentru munca titanică. Este depus aici până la urmă o muncă titanică. Haideți să vorbim puțin de acești voluntari, de oamenii mei preferați din toate proiectele, așa în general, pentru că foarte multe lucruri sunt în spatele lor și se vorbește prea puțin totuși în România despre munca de voluntariat și cât de importantă este ea. Da, este un lucru extraordinar că noi, în cadrul proiectului Ambulanța pentru Monumente, în fiecare an avem din ce în ce mai mulți voluntari. Dacă nu mă înșel, anul trecut, cred că la nivel de țară, deci la nivelul tuturor șantierelor, în jur de 20 de șantiere, au fost peste 700 de voluntari. Probabil anul acesta, când vom încheia toate șantierele, vom constata că numărul lor a crescut. Sunt voluntari de toate vârstele. Într-adevăr, predomină cei care sunt studenți la Facultatea de Arhitectură sau care au absolvit Facultatea de Arhitectură. Dar avem și studenți la construcții, avem și IT-iști, avem și acum un medic pe șantier. Deci pasiunea, până la urmă, nu cunoaște limite și nu impune anumite bariere. Deci este extrem de important ceea ce fac ei și este demn de laudă că își răpesc din timpul lor, că e o săptămână, că-s două sau că sunt mai multe săptămâni, să facă această muncă de voluntariat. În condițiile în care ar putea foarte bine să stea doar acasă, simplu, să citească o carte, să se ducă în concediul, nu știu, la mare, la munte și așa mai departe. Vor să vină aici, probabil, să-și învețe foarte mult, pentru că ambulanța înseamnă un șantier, o școală, unde se învață aceste tehnici tradiționale de restaurare. Ceea ce la școală nu prea se învață acest lucru. Avem, așa cum îmi spuneați înainte de interviu, studenți din satul mare, din Moldova, din toate colțurile țării au venit aici. Da. Pasiunea, vorbeați foarte mult despre pasiune, este suficientă pasiunea în munca de voluntariat? Cred că încep să spun, cum să vă spun, deja este o tradiție, adică sunt voluntari care vin de ani de zile, sunt unii care au poate 10, 15, 20 de intervenții, sunt unii care își petrec întreaga vacanță din șantier în șantier. Sau sunt alții care, de exemplu, decid să-și aleagă două sau trei intervenții unde stau o perioadă mai mare. Sau, în fine, depinde de fiecare om în parte. Sunt unii care, de exemplu, își aleg o anumită regiune și vor să se ducă doar acolo. Da? Avem voluntari, noi suntem la a șasea intervenție în Oltenia, care au venit aici de fiecare dată, deci n-au lipsit niciodată. Vorbim și de cazul special al Magdei, dacă nu da, și Magda, da? Da, care trebuie să ajungă și ea din clipă în clipă, care este deja arhitect, deci nu este voluntar și totuși își ia concediu și o săptămână cel puțin și îl petrece pe șantierele noastre. Dar mai sunt astfel de cazuri, mai avem o studentă în ultimul an la arhitect, care este la a patra intervenție la Oltenia și a nu știu câta în țară, da, care la fel s-a angajat și m-a sunat și mi-a spus vreau să vin măcar o săptămână și la voi acolo, zice, mi-am luat o săptămână de concediu. Sunt din toată țara. Și nu numai, și din Viena, dacă am înțeles, da? Da, este și o voluntară care studiază arhitectura acolo, este o voluntară care a studiat în Marea Britanie, dar sunt ai noștri, sunt români și vor să, evident, să profeseze aici în țară. Cred că și aleg foarte mult și că mai vin și cu grup de prieteni sau și aleg tipul de intervenție, pentru că noi anunțăm în general calendarul intervențiilor în luna februarie și se afișează prin toată țara, dar și atunci își aleg, pentru că se scrie, este o scurtă descriere a intervenției și atunci își aleg. Poate vor să lucreze pe o biserică, pe o culă, pe, nu știu, o biserică de len, la un pod, pentru că anul acesta deja se lucrează la două poduri, inclusiv podul lui Ștefan cel Mare și așa mai departe. Adică, da? Deci își aleg și tipul de intervenție și, repet, și în funcție de programul lor, de perioada în care pot să vină, de grupul de prieteni. Este a treia mea intervenție. Am mai fost la încă două, și anume la Vermeș, în Bistrița Năsăud și la Groșerea, tot aici, în Târgu Jiu. Mă rog, de fapt, lângă, în Târgu Jiu. Nicu, tu ce facultate urmezi? Sau ce facultate? Sunt la Facultatea de Geodezie, în cadrul Universității de Construcții București. Sunt anul 3, trec anul 4.
oameni trece anul 4, ce te mână să vii alături de ambulanța monumentelor? Ce motivație găsești în tine să bifezi atâtea intervenții frumoase și cu atâta pasiune? Pentru că mi-a povestit Diana despre tine multe. Prima dată când am venit aici, am venit prin prisma iubitei mele, ea e la arhitectură și mi-a prezentat proiectul ăsta și a zis: vino, eu am fost la o intervenție, hai să vezi și tu cum e. Eu am zis ok, haide să încerc, chiar dacă nu am neapărat o treabă cu restaurarea sau cu... Am venit, mi-a plăcut foarte mult colectivul, mi-a plăcut foarte mult atmosfera, mi-a plăcut că am învățat foarte multe meșteșuguri, dau la bardă, la topor, la... am lucrat în caramidă, la vermeș. Și m-a făcut să vin în continuare pentru că de fiecare dată e ceva nou, de fiecare dată se explică ceva nou, chiar dacă nu e din domeniul meu, e interesant în continuare. Cătălina, ești la prima intervenție alături de ambulanța monumentelor. Descrie-mi experiența ta de până acum. Este un sentiment foarte plăcut și îmi doresc să văd că se desfășoară intervenția cât mai rapid și mai fără probleme. Dar apar diferite probleme în fiecare zi și e frumos să vezi cum fiecare se unește să rezolve împreună cât mai rapid problema respectivă. Și cred că asta îmi place și cel mai mult, spiritul acesta de echipă, când apar diferite. Apropo de spiritul de echipă, voiam să te întreb cum te-ai acomodat și cum te-ai înțeles cu restul voluntarilor, tu fiind la prima intervenție alături de ambulanță. Am venit împreună cu doi colegi de facultate și am ajuns să ne împrietenim foarte ușor și cu cei care sunt aici de mai de mult timp și sunt foarte primitori și te învață cum să cioplești cu ei de lemn, asta fac eu. Și am învățat instrumente noi, am învățat tehnici, am perfecționat tehnici, am învățat să folosesc fierăstrăul, cuțitoaia. Chiar e foarte, foarte interesant. Cum ți se pare ambulanța pentru monumente în general? Cât de importantă este ea ca școală pentru cei care fac, care urmează facultatea de arhitectură până la urmă? Pentru că este o școală, eu știu, autentică. Uh-huh. Mergi și faci intervenții direct pe monumente. E foarte important, mi se pare. Noi în facultate avem o practică a facultății în care mergem și noi pe șantiere, dar aici lucrăm cu tradițional sau cu vernacural sau cu sau cu alt tip de șantier decât cel pe care l-am explorat cu ajutorul facultății și mi se pare că cu toți ar trebui ca studenți să încercăm măcar o dată să venim aici și eu cu siguranță o să revin și anul viitor și da, e foarte frumos. Mi se pare extrem de interesant. Mi se pare că în aceste 3 zile am învățat mult mai mult decât m-aș fi așteptat și pare că aș mai avea încă foarte multe de învățat. Încă din prima zi am lucrat cu băieții la ciuprit lați pentru acoperiș. O să ajutăm pe acoperiș și o să montăm pe ei șindrila. Și astăzi am fost pus să fac câteva schițe la îmbinările dintre elementele de lemn la interior și apoi să le desenez pe talpa pe care urmează să montăm, ca să poată fi chertată. Voi faceți ceva inedit aici, faceți oricum totul inedit, dar aceste cuie de lemn, 6.000 la număr de câte este nevoie aici la biserică, până acum știu că s-au făcut în jur de 2.000. Încă nu am participat la confecționarea de cuie, dar sincer mi se pare că eu când auzi 6.000 de cuie, mi se pare enorm de mult și chiar ne mișcăm bine, aparent suntem foarte bine în grafic, avem 2.000. Dintre cele 6.000 și știu că trebuie să le terminăm într-o săptămână. Mai avem încă o săptămână sau două, cred, de terminat pentru montarea șindrilei. Încă 4.000 de cuie de lemn în două săptămâni. Da. Voi sunteți în jur de 25 de oameni, dacă nu mă înșel. Da, 25. Urmează să mai participi alături de ambulanța monumentelor, da, și la alte proiecte? Cu siguranță, da. Chiar, sincer, regret că n-am fost până acum.
aș fi avut oportunitatea și nu știu de ce am ratat-o. Dar cu siguranță abia aștept următoarea vară și următoarea intervenție la care să particip. De ce ai ales această biserică? Pentru că am fost curios de cum se lucrează cu lemnul. Mi se pare foarte interesant modul în care se îmbină elementele de lemn, cum lucrează lemnul, cum reacționează la apă și cum se curbează și apoi când se usucă, ce se întâmplă cu el. Și asta, în primul rând și al doilea rând, a fost foarte bine, adică perioada în care este desfășurată intervenția a fost fix așa cum aș fi avut nevoie la finalul vacanței. Cu ce lemn ați lucrat voi? Că eu știu că fiecare lemn sau aproape fiecare lemn, eu știu, reacționează diferit. Da, da. Din câte știu, cuiele sunt făcute din corn, lații din fag, iar elementele acestea mari din lemn de tălpi, de genul tălpi, crinzi, din câte știu, sunt făcute din stejar. Ai terminat, Ștefan, medicina la București și iată-te într-un proiect extraordinar, așa cum sunt toate, de la Ambulanța Monumentelor. Ce te-a determinat să vii aici? Partea de implicare în comunitate și o pasiune pe care o am pentru istorie și am zis acum să fac pasul următor de a și mă implica aici și să rămână ceva atât pentru comunitate cât și pentru turiști, de ce nu. Și pentru sufletul tău rămâne? Ți se pare că are suflet un monument de genul acesta atât de vechi, atât de prins în istorie și de plin de istorie? Da, are caracter în primul rând, având atâta vechime, atâta istorie și clar și o importanță mare pentru comunitate. Ce anume ți-a plăcut, ce anume te satisface cel mai mult la această muncă? Să văd cum se combină toate piesele și într-un final lăsăm în siguranță acest monument. Și partea că știu că am dat o mână de ajutor la realizarea și la păstrarea unui obiect de patrimoniu cultural al României. De ce biserica din lemn de aici, din Broșteni, și nu un alt proiect? Presupun că ai avut de ales, pentru că Ambulanța pentru Monumente are așa o listă lungă de intervenții. Cumva era și la finalul verii și mi-era mai comod cu programul, dar și din totdeauna mi-a plăcut. Am stat pe lângă bunicul meu care a lucrat cu lemn, nimica foarte rafinat sau așa, dar am stat pe lângă el, de când eram mic mă jucam cu lemnul și am zis hai să fac și asta. Ce ți se pare cel mai greu în această muncă? Munca fizică. Munca fizică, deși frumoasă și satisfăcătoare, la finalul zilei, la 11 noaptea, picăm lați toți, ne trezim. Deși dormim destul, e obositor. A, fii atent, Radu, bagă-i ceva sub el. Nu. O placă mai mare de 5 cm. Aici? Da. Uite, aia de acolo. A, păi trepiede. Uite asta. Mai. E un proiect foarte dificil, pentru că atunci când te apuci de lucrări, descoperi că sunt putre de tot mai multe lucruri. Inițial gândisem tot proiectul să punem un acoperiș nou, de fapt să înlocuim velitoarea cu o șindrilă din stejar și să o batem cu cuie de lemn, dar după aia am văzut că sunt putre de foarte multe elemente jos. Am zis că nu are rost să o ținem 30, 40, 50 de ani cât va rezista șindrila așa în situația asta și atunci am făcut și acele lucrări la nivelul de jos, tălpi inferioare, tălpi exterioare, superioare și cele pe care sunt putre doar le completăm, deci nu le înlocuim cu totul. Ca să intrăm în aceste cheutori, de fapt, pe care le vedeți aici, e nevoie să ridicăm
biserica foarte mult. Am ridicat-o 20 de centimetri ca să venim de jos și să ridicăm tălpile, după care o coborâm pe fundațiile vechi. N-am vrut să mișcăm, de fapt, poziția fundațiilor, nici să o urcăm. E într-adevăr o pericol de inundație aici, dar am spus că e mai important să o ținem pe poziția originală și să facem un trotuar de gardă funcțional în jurul ei. Viața unui monument este atâta vreme cât este folosit și îngrijit. Și mă bucur că aici comunitatea s-a mobilizat extraordinar, așa se întâmplă de foarte multe ori. Unde venim, sunt lucruri abandonate, aparent doar, pentru că toată lumea își amintește, sau foarte mulți din comunitate că acolo s-au căsătorit bunicii, sau au amintiri legate, dar nu au avut inițiativă sau s-au împiedicat de hățișuri birocratice, lucruri pe care le-am rezolvat noi, deci facem aceste documentații de avizare și manopera. Asta este ceea ce face ambulanța pentru momente. Oamenii vin aici, ne aduc în zilnic apă minerală, prăjituri, cozonac, arată că sunt totuși angajați și primăria și Consiliul Județean. Și avem norocul că un localnic de aici, un fiu al satului, care are și o putere financiară destul de mare, ne-a pus la dispoziție toate materialele, este zilnic cu noi aici, ne întreabă ce mai e nevoie. Sigur, voluntarii sunt sufletul acestor intervenții, de fapt. Nu doar că pun mâna și fac fizic lucruri, dar învață foarte mult, pentru că mulți dintre ei sunt viitori profesioniști și am ajuns în situația aceasta pentru că nu avem foarte mulți specialiști în România. Sunt o grămadă de bani pe fonduri europene, prin Programul Național de Restaurare și așa mai departe, timbrul monumentelor. Deci există bani, dar nu are cine să facă lucrările așa cum trebuie și e pe urie de profesioniști, de aceea facem lucrurile acestea. Ați văzut, cioplesc acolo foarte multe cuie. Noi spunem că nu poți iubi ceea ce nu înțelegi și nu poți să înțelegi decât făcând și atunci, sigur, hands-on este filozofia noastră. Iar anul acesta am reușit, până în momentul de față, ne apropiem într-adevăr de final. Sunt 15 monumente pe care le-am salvat, mai avem încă două intervenții pe care le finalizăm în octombrie și cu asta am încheiat. La anul vom avea monumente, nu știm dacă chiar atât de multe, dar vor fi lucrări și mai mari, de anvergură. Avem câteva cetăți în Transilvania, deci ne vom focusa și pe Transilvania, dar aici, în Oltenia, ne dorim să facem două intervenții. Am revenit, o treabă minunată fac acolo voluntarii la Broșteni. Domnule prorector, vorbeam despre școala de vară în prima parte a emisiunii noastre, vorbeam despre școlile de fapt de vară de la Universitatea din Craiova. De fapt, aceste școli de vară reprezintă unul dintre proiectele ROZ sau ROZE, nu știu cum să le numesc, sunt patru feluri de proiecte ROZE. Care sunt celelalte trei? Da. Celelalte trei sunt următoarele. În primul rând vorbim de proiectele dedicate studenților. Și aici au fost beneficiari peste 4.000 de studenți. Genul acesta de proiecte au atras peste 3 milioane de euro. Precizez faptul că prin cele patru categorii de proiecte s-au atras peste 6 milioane de euro. Bani care au fost investiți în infrastructură, în dotări, în kituri, pentru că, apropo de școlile de vară, cel puțin în perioada pandemiei, kiturile de bun venit pentru elevii care au participat în grupul țintă, laptopuri și tablete, un număr consistent de laptopuri și tablete, care după ce s-a terminat proiectul, le-au putut păstra și poate că le folosesc și astăzi în activitatea lor de la școală, în activitatea educațională. Deci avem această categorie foarte importantă de proiecte dedicate studenților și în special vorbim de studenții de anul întâi, adică elevii de care am vorbit anterior, devin studenții noștri și pentru a-i ajuta să se familiarizeze mai bine cu mediul universitar, participă la aceste activități remediale cu colegii noștri, cu experți, cu tutori din universitate, sunt îndrumați, da? Principalul obiectiv este reducerea abandonului universitar.
Pentru că s-a constatat la nivel național că cea mai mare rată de abandon este între anul 1 și 2 de studii. Și atunci chiar s-a simțit nevoia acestui gen de proiecte, acestui gen de activități remediale. Discuțiile cu Banca Mondială au fost să extindem și către anii mai mari, adică acolo unde se simte nevoia remediale și spre anul 2 și spre anul 3. O a treia categorie, centrele de învățare. Și aici am avut două mari proiecte, CRAIF, cum le zicem noi, de la Craiova și de la Drobeta Turnu Severin, s-au atras peste 700.000 de euro. De asemenea, peste 3.000 de studenți beneficiari ai acestor proiecte, niște proiecte extraordinare în care sălile de curs, sălile de seminar au fost dotate cu aparatură de ultimă generație. Deci, aș da exemplu, cum spunem noi, perla coroanei, un simulator naval la Drobeta Turnu Severin, în care studenții își desfășoară practica. Și cea de-a patra categorie, ca să închidem această problematică, proiectele pentru conversie, în care 69 de cadre didactice au beneficiat, au fost membrii ai grupului țintă, în total peste 100.000 de euro valoarea proiectului. Spuneați că studiile arată faptul că abandonul universitar este undeva între anul 1 și anul 2. Cel mai. După cel aceea, mai, da? Există abandon inevitabil, dar nu atât. Probabil, cum să vă spun, constată că nu se regăsesc în domeniul respectiv. Asta, nu înseamnă neapărat că nu vor mai fi studenți, se poate întâmpla în care după anul întâi să se reprofileze. Este perfect în regulă acest lucru. Cred că trebuie umblat mai mult la abandonul școlar în clasele primare, clasele gimnaziale, pentru că acolo cred că școala ar trebui să fie obligatorie și acolo este baza. Nu sunt de părere că toți oamenii sunt făcuți, înzestrați pentru facultate. Se spunea la un moment dat că în România un procent foarte mare dintre absolvenții de liceu ajung la facultate, ceea ce nu se întâmplă și în celelalte țări. Sunt meserii care rămân cumva, meserii care nu au nevoie de o facultate, ci de altfel de școli profesionale și rămân cu lipsă de oameni. De aceea, cred că vorbeam pe pauza dinainte de cea de-a doua parte a emisiunii noastre despre facultatea de construcții, un domeniu extrem de activ, da, în toată țara, și facultatea de construcții care este extrem de bine văzută aici în Craiova și are foarte mulți... Da, e vorba de specializarea de construcții în cadrul Facultății de Mecanică, să nu se supere colegii de la Facultatea de Mecanică. Da, este, într-adevăr, domeniul acesta este un domeniu foarte, foarte solicitat. Foarte solicitat, da. Deci, și eu m-am întrebat la un moment dat dacă, așa, în general, în extensie, lumea nu cumva o să rămână fără constructor, fără electricien, fără... Văd eu, din propria experiență, cât de greu îți iese să contactezi un electrician sau un meseriaș. Un specialist. Da, un specialist, exact. Paradoxal, vorbeați de numărul de cei care au studii superioare în total. Pe indicatorii europeni, acest număr, această pondere e mică. Deci, paradoxal, chiar dacă nouă ni se pare că foarte mulți, da, poate că de aici apare și discuția aceasta în spațiu public, dacă sunt mulți sau puțini. Dar se pare că la nivel european, ponderea celor cu studii superioare, da, să zicem, la 1000 de locuitori, este mult mai mare decât în România. Și studiile s-au bazat și pe faptul că universitățile din străinătate coagulează și studenți străini cu burse. Și la noi, să știți că în ultima perioadă chiar avem destui de mulți studenți străini, înseamnă că Universitatea din Craiova este o universitate atractivă, avem categoria studenților străini,
avem categoria acestor români de pretutindeni, pentru că și mulți care, da, chiar dacă s-au dus și au făcut liceele cu familiile sau după aceea se întorc pentru studii superioare. Am observat și eu acest lucru, să știți, ne făcând un studiu minuțios, însă am observat și pe stradă studenți care vorbesc alte limbi, la terase, se întâlnesc peste tot, sunt la facultățile din Craiova. Există locuri pentru cei din Republica Moldova, la Universitatea din Craiova? Există, deci în fiecare an există pentru această categorie, de fapt, să știți că noi avem o admitere separată pentru această categorie, cu românii de pretutindeni, cu studenții străini. Deci, și poate că dacă toți suntem la admitere, sunt locuri speciale și pentru categorii defavorizate, să le zicem așa, pentru rom, pentru rural, pentru protecția socială și pentru cei cu dizabilități. Pentru deci minorități, da, ceea ce este... Categorii aparte. Deci cei din firesc, start au locurile separate la... Bun. Ce alte proiecte mai desfășoară Universitatea din Craiova în prezent sau are în vedere în viitorul apropiat? Da, păi, în primul rând, să ne legăm puțin și de materialul care l-ați prezentat, sunt aceste proiecte de voluntariat și studenții noștri și pot să spun că peste 300 de studenți ai Universității din Craiova participă la aceste proiecte de voluntariat. Pentru că s-a ajuns deja la a șaptea ediție, Universitatea din Craiova, în colaborare cu Fundația Caritabilă a unei mari companii din Craiova, da, și Primăria din Craiova, gestionează genul acesta de proiecte de antreprenoriat social. S-au înființat 40 de întreprize, da, în care, așa cum spuneam, își desfășoară activitatea peste 300 voluntari, pentru că produsele pe care le obțin din aceste întreprize sociale și să dăm exemplu că a fost dat și în media, destul de popularizată, o seră pentru produse legume bio, da? Ele sunt oferite cu titlu gratuit celor nevoiași. Base camp-ul făcut cu soldații de la Deveselu în Parcul Tineretului, pista de carturi din Parcul Nicolae din Parcul Romanescu, Nicolae Romanescu, voluntari de pe aceste proiecte participă la acest proiect și multe altele. 5 dintre ele în ultimul an universitar, 2023-2024. Sunt niște lucruri extraordinare. El de adevărat că s-a beneficiat de o finanțare de 2 milioane de euro pe o perioadă de 8 ani, la fiecare 4 ani, câte un milion de dolari. O sumă consistentă, îți trebuie o sumă cu care să îți desfășori activitatea. Deci, și avem promisiunea că și pe viitor se va multiplica această sumă pentru proiectele de genul acesta din această zonă. M-aș întoarce puțin la proiectele de infrastructură. Proiecte prin care universitatea își dezvoltă baza materială și de cercetare. Și aici, de fiecare dată, când am avut ocazia, am vorbit de cele șase proiecte POR, trei dintre ele, și așteptăm cu nerăbdare sfârșitul acestui an să le recepționăm, sunt pe Bulevardul Decebal, din Complexul Automatic Inginerie Electrică. Una dintre facultățile mele de suflet, pentru că știu cât de importantă a fost Facultatea de Automatică din Craiova din totdeauna, a scos studenți foarte bine pregătiți pe bandă rulantă și scoate în continuare și să sperăm că va scoate și în viitor. Și în continuare e facultatea care își permite, cu ghilimelele de rigoare, să dea încă admitere pentru anumite specializări, adică o facultate cu specializări foarte solicitate.
Felicitări pentru toate proiectele în care sunteți implicați și care se desfășoară la Universitatea din Craiova. Vom avea ocazia să mai discutăm pe parcursul acestui an la Educație Nouă, aici, unde ne interesează tot ce se întâmplă la Universitatea din Craiova. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați ajuns în platoul nostru. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ați rămas alături de noi până la final. La revedere!